Conferința a fost menită să dea startul unui proiect care a fost demarat în urmă cu 5 ani printr-o scrisoare comună concepută de reprezentanții ai României și Austriei, adresată președintele Comisiei Europene. Propunerea vizează o strategie UE a Dunării. SUERD reprezintă a doua strategie macroregională, preluând modelul de cooperare dezvoltat de Uniunea Europeană în regiunea Baltică, cu anumită adaptare la specificul nostru. Ea a rămas până în prezent, numai, aș spune eu, cu toată obiectivitatea, un proiect foarte frumos care așteaptă materializare. Dunărea are un potențial enorm pe care l-au remarcat toți reprezentanții statelor ce sunt străbătute de bătrânul fluviu. Strategia Dunării cuprinde în acest moment 14 state, din care 9 sunt membre ale Uniunii Europene. Parlamentarii români sunt de părere că proiectul va redresa situația financiară a țării noastre. Are o relevanță deosebită pentru România, în special pentru zona de sud-est a României, o zonă care mi se pare că este subdezvoltată din punct de vedere economic, social, cultural și care prin proiectul Dunării ar putea să câștige foarte multe valențe care să ajute la dezvoltarea pe aceste planuri pe care le-am menționat. În fine, sigur, printr-un efort comun. Autoritățile gălățene sunt deschise pentru astfel de proiecte, iar președintele Consiliului Județului speră ca Portul Galați să își recapete gloria de odinioară. Portul Galați este o umbră palidă a ceea ce era cândva. Se pare că toți vor să repare anumite greșeli care s-au făcut. Există o abordare a Dunării Inferioare cu plată cu Marea Neagră, zona de vest. Galațiul s-a manifestat oficial extrem de activ în această problematică. Primarul Marius Stan consideră că este extrem de important să se realizeze o legătură între Galați și Brăila cu ajutorul Dunării, iar prin acest liant să se asigure dezvoltarea economică a ambelor orașe. Ședința de Consiliu Local cu o majoritate covârșitoare s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru traversarea Dunării. Este un proiect vital pentru Galați. Am mai avut discuții în privat cu domnia sa. Faptul că acest proiect al nostru nu necesită garanții guvernamentale denotă faptul că ne-am preocupat de acest subiect, nu este un moft, nu este o ambiție locală, este un proiect fezabil, realizabil. Și mediul academic din Galați salută inițiativa de a dezvolta potențialul Dunării. Au făcut niște progrese. În 2011, vă aduc aminte, Galațiul nu era pe hartă, pe strategia Dunării, pe documentul inițial. Am avut și noi o contribuție în a o repune pe hartă și aici revin la meritul autorităților care s-au implicat în persoana primarului și a președintelui Consiliului Județean în această strategie, în care noi, ca universitate, suntem interesați în mod direct, atât prin valențele multiple proiectate inițial, cât și prin posibilitățile de dezvoltare de parteneriat multiplu în care universitatea trebuie să fie. Este obligatoriu să fie și noi trebuie să ne străduim să o menținem acolo. Întâlnirea autorităților locale cu senatorul Călin Popescu-Tăriceanu a avut drept scop dezbaterea unei strategii a Dunării și a avut loc în prezența unui public numeros format din reprezentanții mediului universitar, economic și politic.